Și tragic pentru un bărbat din Constanța. Omul a fost spulberat de un bolit scăpat de sub control chiar în stația de autobuz. Șoferul nici nu s-a oprit să vadă dacă mai trăiește. A încercat să fugă. N-a ajuns însă prea departe. A fost oprit de jandarmi și atunci au aflat și polițiștii motivul fugii. Băuse înainte de a se urca la volan și circula cu viteză mult prea mare. Acul vitezometrului s-a blocat la 110 km pe oră. Acul vitezometrului s-a blocat la 110. Este chipul șoferului a cărui inconștiență a băgat un om nevinovat în mormânt. Băuse peste măsură, însă asta nu l-a oprit să urce la volan și să circule pe străzile Constanței cu o viteză de raliu. La intrarea pe strada Mircea cel Bătrân n-a mai putut stăpâni bolidul. A părăsit partea carosabilă către dreapta în sensul său de mers și a accidentat mortal o persoană, un bărbat, care se afla pe trotuar, probabil aștepta un mijloc de transport în comun. Stația de autobuz în care se afla omul a fost efectiv spulberată cu totul, iar o tonetă de ziare aflată aici a fost aruncată direct în gardul viu. Omul nu a mai avut nicio șansă. Urmele de frânare arată că șoferul circula cu o viteză uluitoare. Mașina s-a oprit în gardul viu, bucăți din ea de altfel sunt încă la fața locului, iar bărbatul a fost aruncat la aproape 30 de metri de locul în care aștepta autobuzul. Martor al întregii tragedii a fost un florar. Norocul omului a fost că se afla în chioșcul de flori în momentul în care șoferul a zburat practic prin stația de autobuz. Când am mers în stânga, m-am uitat și era mașina, era acolo, după gardul viu, era avariat, plus și omul mort, era în boscheți, cu fața în boscheți. Însă nici urmă de șofer, nici măcar nu s-a oprit să vadă dacă victima mai trăiește, a încercat să fugă. A fost văzut de niște colegi de la pompieri care au strigat că intenționa să iau un taxi și au strigat la taximetrist să nu-i permită să plece de la fața locului. Am văzut un bărbat care fugea de la fața locului unui accident și l-am predat polițiștilor. Abia atunci au aflat polițiștii de ce a încercat să se facă nevăzut. Are 0,43 sau avea la acel moment 0,43 mg per litru alcool pur în aer expirat. A recunoscut că a fost la volan? Până în momentul de față nu. Bărbatul a fost dus la secție pentru audieri. Șoferul care se afla la volanul mașinii dă acum explicații poliției pentru ce s-a întâmplat. Flaviana Marcu vine cu mai multe informații. Bună ziua, Flaviana, și-a recunoscut bărbatul fapta? Bună ziua, nu vrea să-și recunoască fapta, dar nici nu oferă prea multe explicații polițiștilor. El în acest moment se află la sediul IML, dar urmează să fie dus la judecătorie cu propunere de arestare preventivă. Sunt mai multe acuzații care îi se aduc, în primul rând ucidere din culpă, apoi vorbim despre conducere sub influența băuturilor alcoolice, pentru că s-a stabilit deja acest lucru, dar și fugă de la locul accidentului, pentru că asta a încercat omul să facă. El susține că nu s-ar fi aflat la volanul mașinii, ci că altcineva ar fi condus, însă nu le-a oferit polițiștilor niciun nume în acest sens. Martorii, în schimb, susțin cu tărie și au fost persoane care au văzut acest accident, susțin că se afla singur în mașină în momentul producerii accidentului și că a ieșit pe picioarele lui din mașină și a vrut să fugă imediat după ce a văzut ceea ce a făcut. Cert este că va fi în continuare anchetat de cele trei capete de acuzare despre care vă vorbeam. Mulțumesc, Flaviana! Surpriză!